Evident că nu, nu-i pe degeaba. Da. Nu e pe degeaba. O E, secundă să deschidem asta. suntem în live. Da. Ia să vedem cum se vede pe Facebook. Se vede? Imediat ne uităm. Da, suntem ok. Bun. E foarte bine. Da. Suntem în direct. Da, suntem în direct. Bună seara, doamnelor și domnilor. N-are rost să vă mai spunem că este miercuri seara. Tema emisiunii din seara asta este dezbateri publice. Vom dezbate mai multe probleme cotidiene, contemporane cu noi. Deci, mă uit așa la tot circul ăsta care se petrece în jurul nostru și câteodată mă stau și mă întreb, zic, domnule, cu ce-i fi greșit să fiu contemporan cu specimenele astea? Adică când îi vezi, ce sunt în stare să facă ca să capteze atenția? Deci fac concurs de a capta atenția. Da, energia este și ea o monedă. Nu numai bancnota este monedă, și energia. Și dacă reușesc să-ți captezi atenția, să caști ochii la giumbujlucurile lor, la scălâmbăielile lor, deja te-au prins. Adică zici că atenția asta energetică se contorizează într-o altă bancă, într-o bancă energetică, într-o altă lume. Am văzut acum de dată recentă, pe doamna senator, căutare de, nu știu ce să zic, publicitate, nu, atenție. A ieșit cu Amalia Belantoni, cu o găină. Nu-l înțeleg pe Lazarius, ce a pățit de să complace la tot circul ăsta. Eu chiar aveam pretenții de la tipul ăsta. Adică am avut două emisiuni, m-a invitat de două ori în emisiunile lui mai de demult și mă gândeam că poate chiar are ceva în cap, lor fi dilit ăștia, lor fi radiat, că altfel nu pot să concep. Nu știu, dar poate e o afirmație gravă ce fac acum. Dar dacă la lovitura de stat din decembrie 89 aș fi conștientizat, așa cum conștientizez astăzi, că peste timp ne vom pricopsi cu scursurile astea, fiindcă altfel n-ai cum să le numești, da? Sincer, aș fi făcut tot ce-mi stă în putință, aș fi tras toate cartușele care mi le-a dat Armata Republicii Socialiste România, în toți aia care strigau jos comunismul. Fiindcă toți oamenii aia care s-au dus acolo în piață, păcăliți atât de Radio Europa Liberă, păcăliți de zvonaci, de răspândaci, așa cum sunt păcăliți și astăzi, sunt mari vinovați ai dezastrului pe care noi îl trăim astăzi. Este un dezastru intelectual, în primul rând. E cel mai mare dezastru. Hai că fabricele s-au dus, ducă-se pe pustii, vom face altele dacă avem minte. Șoselele s-au dus, ducă-se și alea. Dar în momentul în care nu mai ai o elită culturală, nu mai ai o nădejde la un viitor cultural, asta e ceva cumplit. Și oamenii ăștia care
am mai citit câte ceva la viețile noastre, da? Începem să ne simțim pe zi ce trece tot mai stingheri în lumea inculților ăștia, dar care au diplome și nu poți să le zici nimic că îți vâră sub nas, așa câte o patalama de-astea frumos, aurită, cu cât mai multe zorzoane și pompoane pe ea, adică este incultura cu patalama la mână, ca să zic așa. Însă speranța moare ultima și tot trag nădejde că ceva se va întâmpla până la capătul vieților noastre, măcar în ultima zi a vieții, sper să apuc că o îndreptare într-un fel sau altul, fiindcă e trist ce se întâmplă. Este foarte trist să faci slalom zilnic printre monumentele astea inculte și obraznice, fiindcă pe lângă faptul că deci incultura duce la prostie și prostia duce la răutate. Vreau să vă arăt un fapt istoric. Statuieta asta, da, îl reprezinte pe contele Dracula din filmul celebrului Francis Ford Coppola. Aparent în față sunt coarnele unui țap, dacă îl întorc așa cu spatele o să vedeți că de fapt este coafiura tipică a casei de Austria, în special a familiei de Habsburg. Uitați, asta este. Și în momentul de față, membrii familiei astea au pus mâna pe cheile castelului Bran, un castel micuț. Dacă îl dai jos după stânca aia care e cocoțat, sunt vreo 10 case în Bran mai mari decât el. Numai că e pus foarte strategic el acolo. El păzește poarta dintre Orientul geografic și Occidentul geografic. Am văzut într-un film un cavaler creștin care îl întreabă pe Saladin după ce a cucerit Ierusalimul. De fapt, când au negociat predarea Ierusalimului și cavalerul ăla cruciatul l-a întrebat pe Saladin, zice, ce reprezintă pentru tine Ierusalimul? La care Saladin, care era un om cultivat, un om de o cultură extraordinară, deosebită, dar la epoca respectivă trebuia să facă jocurile preoților islamici, da? I-a spus totul și nimic. Deci, pentru el, ca om, toată cetatea aia, mă refer ca el, ca un om luminat la minte, toată cetatea, tot ce era acolo, însemna nimic. Însă, pentru lumea pe care o reprezenta, era totul. În bătălia dintre bine și rău, îmi place să pun față în față statuetele astea două. Pe contele astea Dracula din filmul Francis Ford Coppola și pe Vlad Țepeș al nostru, care așa după cum vedeți, da, are echipamentul bunicului său Mircea, vedem în filmul Mircea, care la rândul lui, da, a dus mai departe tradiția Ordinului Dragonului. Este o bătălie între două culturi, două lumi. O lume a unor oameni de știință care vor să vă explice rațional și logic cum stau lucrurile pe planetă, vor să vă prezinte o înțelegere cuvincioasă a lumii ca să nu mai fiți păcăliți și lumea șarlatanilor. Șarlatani care în trecut se numeau prea fericiți, preoții, sfinții, iubiți de Dumnezeu,
Acum, în vremurile moderne, șarlatania s-a diversificat. Acum are niște termeni mai pompoși. Se numesc hermeticieni, hipnotici regresivi, se numesc, zice că sunt hipnotici agresivi, dar mă rog, hipnotici regresivi, se numesc șamani, maestri ascensionați, se numesc un fel și tip. Fiecare dintre ei încercând să capteze atenția oamenilor, exact moneda asta de schimb, da? Numită energie, și cât mai multă gură cască care să se uite la scamatoriile lor. E o bătălie acerbă pe energia asta, ca să zic așa. Este crâncenă. Vezi că un om care are ceva de spus nu se uită nici naiba la el, cum se zice. Însă vine unul cu câte o prostie și pac, strânge 2 milioane de vizualizări în 3-4 zile. Și atunci stai și te întrebi, mai există rațiune pe planetă? Mai există dreptate, mai există justiție. Ori, în mare parte, toate lucrurile astea sunt făcute de niște tipi foarte inteligenți care întrețin energia asta a răului, tocmai pentru a-i descuraja pe cei ca mine, care mai cred în noțiunile astea de dreptate, justiție, cinste, adevăr. Chiar dacă uneori adevărul este spus, nu este tocmai academic, nu este spus tocmai pompos, nu este expus în forme de astea, fraze de astea ditirambice și rocambolești, dar el este spus. Și e spus din inimă, este spus sincer, este expus fără farafaslâcuri. Da. Fără fanfaronada minciunii deghizate în adevăr, ca să zic așa. Adevărul are totuși o putere a lui interioară. Are o putere lăuntrică. Și tocmai datorită puterii acesteia, până la urmă, într-un final, și într-un final, va învinge. Și cred asta din toate baierele sufletului meu. Mă uit în urmă și era un cântec. Eu sunt din țara lui Foaie Verde, eu sunt din neamul lui Făt Frumos. Bine, nu sunt eu vreun frumos acum, am fost mai frumușel la tinerețe, când aveam așa bucle cu părul creț și au trecut ani și încercări peste mine și m-am mai hodorogit, m-am mai hordobăit, cum e o vorbă pe aici, pe la noi, din Bran. Dar spiritul e același. Spiritul e călit. Orice lovitură care nu m-a doborât, m-a făcut mai puternic și mi-a dat tăria și curajul necesar ca să merg înainte. Urmele mele nu se vor pierde, spune cântecul, fiindcă am străbătut veșnicia pe jos. Urmele mele ale celui cunoscut de dumneavoastră cu numele de Târcă Valentine, nu se vor pierde deoarece le-am păstrat. Urmă cu urmă le-am pus pe un site de YouTube, un site pe care l-am salvat în mai multe calculatoare și orice ar face indivizii ăștia care
vor să întrețină în continuare confuzia pe planetă, da? Urmele astea nu se vor pierde. Și așa cum eu am fost inspirat de un tip ca Osho, am fost inspirat de mari gânditori care acum nu mai sunt. Sper ca munca asta a noastră, da, în numele căreia vorbesc astăzi, o muncă titanică a unor ilustri anonimi care nu și doresc celebritate și nu și doresc să apară în lumea asta mizerabilă. Și preferă să rămână în continuare în umbră de unde au puterea să facă ceea ce facem și ceea ce expunem săptămână de săptămână și zi de zi. Lucrurile astea sunt salvate în mai multe calculatoare. Și așa cum vă spuneam, tragem nădejde că într-o zi munca asta a noastră va inspira spirite tinere care își vor dori cu adevărat libertatea. Vor înțelege adevăratul sens al libertății. O libertate responsabilă, fiindcă libertate fără responsabilitate înseamnă haos. Exact haosul pe care îl trăim noi astăzi și care este de fapt un haos controlat. Cineva controlează tot haosul ăsta și îl folosește în scopuri proprii, ca să zic așa. În decembrie 89, poporul român a vrut libertate, dar nu știau ce cer. Nu știau ce anume vor. Erau zvonaci și răspândaci. Era unul care striga libertate. Termenul era preluat și libertate. Făceau așa cu degetele. Victorie. Neștiind că ăsta este semnul dușmanului. Înțelegeți? Ei credeau că și vedea așa cum să salutau cu victorie, cu victorie. Deci ei erau victorioși. În aplauze victorioase au pus la pământ fabricile socialiste. În aplauze victorioase sărbătoreau prostia veseli la cârciumă. Cu aplauze victorioase, în ghilimele, vorbesc victorioase, au dat foc la cărți. Mii de biblioteci au fost, cărțile din mii de biblioteci au fost scoase și trimise la casat, fiindcă cei care vroiau să ologească mental poporul ăsta nu aveau nevoie ca ei să mai aibă acces la cărți, la cultură. Dragi părinți, dacă vreți ca copilul dumneavoastră să aibă o educație sănătoasă, nu-i dați tableta în mână sau telefonul. Puneți-i o carte de Topârceanu, George Topârceanu. Puneți-i o carte de George Coșbuc să citească o poezie, adică o poezie să citească poezii. Puneți-le în mână cărțile lui Sadoveanu, Blaga, Eminescu. Puneți-le în mână cărțile tuturor oamenilor de cultură pe care i-am avut în vremea Republicii Socialiste România și pot să vă asigur că dacă vor înțelege copiii dumneavoastră ce scrie acolo, veți avea bătrâneți liniștite. Dacă nu, veți dezvolta niște mici monștri, niște mofturoși, niște nemulțumiți de sine, în primul rând, și nemulțumiți de absolut orice. Vor fi săraci de minte. Vor avea bunuri și atât.
Cei care au multe bunuri nu au minte, grozav de multă. Bunurile alea fie le-au moștenit, fie au fost atrași în capcana asta a celor care întrețin haosul controlat și li se inoculează în căpățâni că ei sunt cineva și ca atare, dacă ei sunt cineva, ei merită să aibă. Și vor ajunge cu timpul că cu cât vor avea mai mult, cu atât își vor dori și mai mult și vor trăi într-o veșnică nefericire. O nefericire care le va afecta atât viețile personajelor, cât și atât viețile personale, cât și viețile celor din jur. Da. Urmele noastre nu se vor pierde, fiindcă noi n-am alergat după bunuri materiale. N-avem mare lucru în roata noastră și asta ne face mai sprinte. Însă am gravat adânc în conștiința celor care au cu adevărat conștiință și asta nu este o chestie din drum. Și ca să-l parafrazez pe Vlad Țepeș, da? Vampirul din Carpați, care a spus, zice, n-am ridicat cetăți și nici mănăstiri. Zice, numele meu nu va rămâne zugrăvit în ctitorii. Zice, am clădit în sufletul țării. Și asta este o lucrare de seamă. Ceva cam în genul ăsta a zis. Să rămâi în conștiința semenilor tăi mai departe nu e o chestie chiar din nou. Captatorii ăștia de energii momentale, ca să zic așa, da? Nu vor dăinui mult. Cei care încearcă să se încălzească punând paie pe foc, nu vor avea un foc strașnic la care să-și încălzească sufletul. Va fi un foc de paie și nimic mai mult. Una este să faci focul cu câteva paie și alta este să pui lemn de esență tare. Și după ce trece flacăra, jarul rămâne și emite în continuare atât căldură cât și lumină. Duminică, acum vin alegerile. Va fi din nou aceeași forfota din 4 în 4 ani. Aceleași gogoși electorale, minciuni, promisiuni că vor alerga câinii cu covrigi în coadă și totul va fi minunat. Atât clasa politică cât și poporul se mint unii pe alții și își dau speranțe deșarte. Poporul crede că dacă pune acolo aleg niște oameni ăia, vor avea un bici fermecat, vor trăzni din el și le vor crește lor cozonași pe masă.
Ceilalți cred că au susținerea populară, dar e o înșelăciune reciprocă, ca să zic așa, fiindcă oamenii care astăzi sunt votați, mâine vor fi înjurați. Oamenii care au votat la rândul lor, mâine vor fi furați. Să vor minți singuri zicând, au mai și furat, dar au mai și făcut. Vor veni alții care vor zice, noi n-am făcut, dar nici n-am furat. Și nici nu știi pe care să o alegi. Totuși, trebuie făcut ceva. Și nu știu cum să vă explic, dar dacă nu începem să ne căutăm inteligențele și valorile cu adevărat valori, ne vom risipi în vânt ca și cenușa. Săptămâna asta am vorbit cu un compatriot de-al nostru plecat în Anglia și pe care aș fi vrut să-l invit în emisiunea din seara asta, însă nu am dat de domnia sa, probabil că a intervenit altceva. Este un om care s-a trezit. La început a crezut în scara asta socială, ireală. A urmat în Anglia niște cursuri manageriale, cursuri de marketing, dar, adică așa se numesc cursurile de a păcăli alți oameni. Au niște termeni de ăștia foarte pompoși, se numesc cursuri de marketing, cursuri de dezvoltare personală, ridicarea egoului, tu te dezvolți personal. Da, au dreptate în parte. Te dezvolți personal înșelându-i pe alții care nu s-au dezvoltat așa de personal ca și tine. Și nedezvoltându-se așa personal ca și tine, ei își doresc să se dezvolte și pică în capcana asta a șarlatanilor, a oameni, a profitorilor, a oamenilor care profită de pe urma altor oameni. Dezvoltare personală. Vă imaginați ce frumos sună? Tu te dezvolți personal. Dar de ce să nu căutăm o dezvoltare colectivă? Întrebare simplă, clară și la obiect. De ce să nu ne dezvoltăm colectiv? Fiindcă dezvoltarea colectivă duce la adevărata bunăstare. Egoismul nu duce absolut nicăieri. Și, cum spunea și vorbele noastre ale bătrânilor, vorbe care, vă zice, trece, sunt scoase din, cum să spune, se încearcă ca să fie scoase din uz, unde unul nu e nicio putere. Atunci când încerci să te dezvolți tu personal, da? La un moment dat ai să obosești de atâta dezvoltare, în ghilimele. Că de fapt nu e dezvoltare, e o sinucidere lentă.
dacă mă întrebați pe mine. O sinucidere care la început nu o percepi, dar cu timpul ai să înțelegi că vei deveni din ce în ce mai singur și devenind din ce în ce mai singur, ai să mori singur. Șarlatania are miliarde de chipuri, miliarde de forme și este un adevărat concurs ca să faci un adevăr să nu fie ce pare și ceva ce nu pare să-l faci să fie. Asta este cea mai teribilă dintre chestii. Bună seara, domnul Octavian. Bună seara, Valentin. Nu m-am putut abține să nu te susțin. Bună seara. Mulțumesc. E un Eram subiect. într-un monolog calm, ca nu e un monolog. Era într-un monolog așa calm, ca să zic așa, Da, chiar. fiindcă ultimile emisiuni, ai văzut că au fost foarte aprinse pe Da. finaluri, mai Am ales pe observat. finaluri, Am încinse, observat și am zis, hai transformarea. domnule, să punem un pic de apă pe emisiune, să mai domolim focul, că na. Corect. E, uite că eu am venit să-l aprind Vroiam acum să... din nou. Am venit să-l aprind Da, acum da, din da. nou. Și apropo de ce spuneai tu, cineva spunea în felul următor: trebuie să fie greu pentru oamenii ăștia ca să facă în așa fel încât să ia autoritatea drept adevăr și nu adevărul drept autoritate. În situația asta ne aflăm. Da. Păi, neautor, uite, eu chiar asta luasem așa un pic la mână, da? M-am uitat la emisiunile și la lucrurile pe care le-am spus mai în trecut. Și, încă o dată, nu mă laud. Ele sunt acolo. Pot fi, deci, oricând pot să întind mâna, intru în Corect. site-ul ăsta, luat dovadă și o prezint. Am fost printre primii care am vorbit despre suveranitate. Da, suveranitatea aia omul cinstit, om care ce mi-e în gușă, nu vreau ce nu-i al meu. Au luat termenul ăsta și l-au aruncat în derizoriu tot soiul de păcălici. Au făcut și acte de suveran. Deci, cum lansai un lucru bun, da? Îl preluau ăștia și îl dădeau unor neghiopi ca să-l facă hartea parcea. Păi Înțelegi? așa se întâmplă Cum întotdeauna, tu nu știi. veneai cu o... Da, am știut asta, dar cum să spun, m-am încăpățânat Vali, hai să o să luăm pe... refuz Vali, că... hai să o luăm pe scurtătură. Uite cum stă treaba. E, totul e clar, mă. Dezbină și stăpânește. Înțelegi? Deci, nu e clar. Cine nu înțelege, eu nu înțeleg cum de nu înțeleg. Oamenii, că sunt zăpăciți de cap, cu reclame, cu produse, cu unul. Păi dacă te uiți, frate, dacă intri pe internet și cauți, de exemplu, ai o problemă. Nu știu, te doare o măsea, îți dau un exemplu. Păi dacă intri pe internet și te uiți la 15 doctori, nu la 2, fiecare zice altceva să faci. Băi, am ajuns că am văzut că acum că pentru un gelul nu-i bun, ori nici orezul nu-i bun, nici banana nu e bună,
Mă, nimic nu mai e bun. Te-au zăpăcit, gata, te-au anulat. Ești nul total, că nu Bă. mai știi ce să faci, ce să mănânci, ce să... Auzi? Mă uitam acum. Am dat peste o reclamă. Cumpără talismanul ăsta și norocul te va urmări. Da, da, Deci da. cum îți pui talismanul ăla la mână? Am vrut să-i Da, întreb, da, mă, dar da. nu vă puneți, mă, voi talismanele astea care le vindeți la ăștia, puneți-le, mă, voi toate de gât și să vă urmărească pe voi norocul. De ce le vindeți? Dacă sunt așa de miraculoase. Înțelegi? Dar bine, voi știi că și mie îmi plac ghicitorile astea care văd viitorul. Că, băi, zi-mi și mie numerele la loto. Atât. Dar nu asta, mă, dar dacă ești de ăsta hipnotic, regresiv, de ce tot umbli, mă, să-i bași pe ăștia în regresie pe bani? Sau vină, o ia unul, bagă-l în regresie și să spună unde e ascuns, să o comoară. Undeva, ai Da. luat-o și gata, te-ai cătuit, adică nu e, Băi, știi ce sunt zic? auzi, Nu, trăim ia într-o... acest talisman. Vali, trăim o vreme în care sunt atât de multe minunăciuni, le zice. Păi au părut așa ca ciupercile după ploaie, clarvăzători, tarotiști, îți ghicesc ce simte persoana respectivă, îți ghicesc ce, păi, de capul meu, e o întreagă, băi, ce vorbești, bă, băiete, nu știi nimic, mă. Bă, tu nu știi nimic, nu simți nimic, Păi... mă. Îți explică ei ce simte. Ai văzut doamna respectivă? Numai s-a uitat Da. la privirea ta și a înțeles că soția ta e nefericită. Despre ce vorbim, frate? Că, bă, fii atent. Uite care e treaba. Treaba e simplă, mă. Eu așa o văd. Oamenii lucrează cu constatări. Unii constată că, alții constată că, unii constată că una, alții constată că alta, dar nu sunt stare, mă, să tragă o concluzie din constatările astea niciodată. Și uite așa, se bat în constatări și se plimbă în constatări și Păi, atitudine zero. ăștia care vor să dezbine și să conducă, tocmai ăștia încurcă cu constatările astea, fiindcă fiecare constată și după ce constată, are pretenția ca să impună constatarea lui. Mă uite, nu-i dau numele acum, chiar nu-i dau numele. E un domn pe Facebook. Bă, fratele meu, de 4 ani de zile are un proiect el, a inventat el un proiect. Are acolo câteva puncte bune, dar unele nu sunt aplicabile. Sunt aplicabile doar în mintea lui, ca să zic așa. Bă, nu încetează zilnic să distribuie, dar doar aia. Și înțelegi? Doar chestia aia, nu scapă un grup, nu scapă nicio ocazie și face live-uri după live-uri zilnice și a intrat în faza asta. Eu acum stăteam și mă gândeam așa, ăștia care tot dezbină și tot conduc, oare nu s-ar fi plictisit, mă, de atâta conducere și de atâta dezbinare? Că să muncești No, să-i dezbini pe unii, e că totuși o stai, mă, că muncă. asta Să-ți e, pui. păi, dragule, asta e perioada de joacă, e de jucărie. Celor lor e mult mai înalt și ei știu că mai au de muncă până acolo. Și ei se distrează, mă, nu înțelegi? Ei se joacă pur și simplu cu lumea asta, exact cum joci tu un joc pe calculator sau ca Tetris-ul, ca nu știu, un joc, orice joc. Ei așa privesc, ca un joc, înțelegi? Pentru că nu au nicio problemă cu lumea. Singura lor problemă e cum să o conducă și Cred că da, cum să o cred că da, manevreze, uite. cum să o, ce idei năstrușnice le mai vin prin cap. Ia să vedem, mă. Bă, știi ce sunt eu curios, mă? Ia stai, mă, că mi-adun eu câinii din curte și le pun mască.
Hai să văd ce fac ăștia dacă le pun mască. Sunt curios. Fac eu un experiment, nu? Bă, dar dacă iau pe toți și vaccinez, ia să vă cum, cum să spun, cu vaccinul de râs. O să râdă câinii? Ce o să facă câinii? Bă, dar Mă, dacă le pun Pampers, să vedem. asta cu Bă, ce vorbă? vaccinul, nu? Înțelegi? Să joacă, mă, Asta pur și simplu. a fost într-un fel și masă, fiindcă s-a mulțiseră oile în staul și Așa zic adică ei, prostimea dacă... făcea câte 10-15 plozi, ei făceau câte 1-2. Și la un moment dat erau turmele de nestăpâniți și nu mai mergea ca nevul mediu că în fiecare lună adică să nu fie pace deloc, să omorau în stânga și în dreapta, știi? Și Da. atunci au încercat să creeze asta ca să mai rărească din turmă. Dar stau și am întâlnit un odată, am avut o discuție cu un puști de ăsta care era pe calculator. Și jucă acolo, deci să cadă într-o groapă și mai multe, nu. Noroc am pus mâna pe el și l-am tras, zic, bă, tu nu te uiți unde mergi. Da. S-a uitat la mine, nici măcar mulțumesc, într-un fel, cum să spun, dacă cădea în groapa aia, era mai puțin afectat cu ăla cu telefon, cu țigănia aia în mână, decât că i-am distras eu atenția și i-am rupt-o atunci. Și zic, mă, dar ce câștigi tu? A, ce că puncte. Păi și îți dă ceva de mâncare, punctele alea, nu? Păi nu, domnule, că trec la următorul nivel. Nivelul Auzi, Go asta am fost și mai! eu. Băi, am E pățit pe și go! fii atent, apropo de ce spui tu, nu știu dacă cine ne ascultă mai știe sau mai ține minte, nu știu că acum n-am mai văzut să fie în vogă, bă, dar era în vogă jocul ăla cu Pokémon, mă. Băi, și eu eram Da, da, taximetrist. da, da. Băi, să urcă unul cu una în taxiu. Băi, frățioare, pac, pac, pe telefoane, amândoi. Băi, l-am pierdut pe ăla. Băi, uite Pokémon. Bă, nu spun, mă, că m-au pus să întorc taxiul să fac ture înapoi, că era Pokémonul pe strada, nu știu care. Băi, ne-am întors. Ai un Pokémon, vă la dreapta, că vreau să prind Pokémon. Bă, băiatule, despre ce vorbim aici? Nu cumva e Hai, de nebun? ăștia ca ăștia, dar imaginează-ți-i pe aia cu balena albastră, cu Aoleu, siniștri băi, ăia. nene, să Îți aruncau de imaginezi? foalea că să câștige balena albă, frate, sau Da, albastră. Nu, nu albastră intervenea era, mă. FSB-ul să-l găsească pe dementul O ăla. balena albastră. Da, balena albastră, da. Da, Dacă nu intervenea incredibil. FSB-ul să-l găsească pe dementul ăla, care l-a inventat, înțelegi? Dacă Băi, băiate, deci nu-l nu e căutau să-l adevărat așa. oprească, Deci nu pot să cred, nu pot ajungeau să la cred. sinucidere în masă, bă, băiatule. Ții Băi, minte că nene, păi s-aruncau da, de la nu. etajul 9. Păi n-a fost, mă, și cu secta aia, cu au măia, s-au sinucis că a zis că vine sfârșitul lumii, nu știu când, și ei s-au sinucis cu o zi înainte ca să îi ia, nu știu ce, duhuri, sau ce, eu știu ce credeau ei, ca barnab. Păi, s-au sinucis toți. Ce ai făcut? Da, de la gazele alea Deci inhalate le dădea cu halucinații. îți dai seama cât de sensibilă e psihologia umană, frate. Printr-un cuvânt îi poți face să plângă. Bun, Înțelegi? dar tu îți dai Printr-un alt seama cât cuvânt de îl poți puternic, face fericit. tu îți dai seama cât de puternică este energia asta, egregorul ăsta numit ego. Imaginează-ți că sunt zeci Wow. de mii de ani de dezvoltare a lui. Înțelegi? Nu e o zi, două, un an, 10, 15, sunt mii de ani de dezvoltare a egoului. Da. Toate războaiele dintre ăștia, da? M-a jignit, dueluri, omoruri. Cum să spun, societatea era dresată de asemenea natură, că dacă nu răspundeai duelului, da? Fie că te umfla râsul și ziceai, băi, eu nu Da, mă mă, consider jignit. pentru că au împământenit ideea asta a proprietății, băi, al meu. Ce e, mă, al tău? Că ai venit pe lumea asta în curul gol, mă, frate. Ce e, de unde Da. e al tău? Ce e al tău?
Că scrie Nimic. niște hârtii Da, da. Au inventate făcut de timpul. oameni că e al tău. Hai bă, lasă vrăjeala. Că nu e al tău, e creat de divinitate, de creator, totul e creat de creator. Ai venit pe aici, înțelegi? Ai o școală de trecut, folosești tot ce ți-a dat creatorul și ți le-a dat gratis, da? Lumea mă bagă într-un sistem monetar ca să mă sclavizeze, da? Da, Lucruri se de care leagă cu trebuie să un lanț. scăpăm, trebuie să scăpăm, Da. dar lumea nu înțelege chestia asta, știi? Așa, și că e al meu. Și e al tău, bă, de unde e al tău? Îmi pare Care e rău al că tău? n-am reușit Că să dau de chipul până la urmă tot ăsta ce ai din gândit, Anglia cu care mă, am tot ce avut ai găsit, mâna ce ai construit, asta. lași aici până la urmă, da? Ce e al tău? Că nu e al tău, că nu e nimic dincolo când treci. Nu e nimic al tău. E o iluzie, nu-ți dai seama. Nimic. Îmi pare rău Dar că oamenii, vezi, își construiesc îmi pare rău că ego-ul. n-am reușit să dau. Zic, cred că avem un delay. Și Mă tu te auzi? auzi. Da, eu te aud, dar ai un delay, ai întrerupe ceva, nu? Îmi pare rău că nu am reușit să îl găsesc pe tipul ăsta din Anglia. Care, cum să Toată spun? lumea e în Anglia acum. Da. Am spus, omul era la început chitit pe dezvoltare personală, că i-au spus ăia că e capabil, a făcut cursuri peste cursuri, până când la un moment dat a avut brusc o revelație. Și a zis, bă, dar simțea că nu e de el. Și Păi normal că... a făcut un pas în urmă și, bun, are familie. Și îmi tot spunea că, domnule, că depinde de ei. Zic, mă, nu depinzi de nimeni. Zic, te poți descurca în țara ta, încă mai avem aici o oază de libertate și putem să, cum să spun, mai avem ceva, mai avem o palmă de pământ totuși, al nostru, mai avem codrii ăștia. Nu știu dacă știi, dar în Roma antică, da? Știi, romantică. La un moment dat, poporul liber, știi, clasa aia, așa, i-a lăsat pe patricieni, i-au eliberat pe sclavi și ei s-au retras din oraș și s-au dus, s-au ocupat muntele Vezuviu. Și au zis, bă, știți ceva, rămâneți-vă voi bogații acolo în oraș, alergați-vă unul pe altul, ia să vedem cine vă mai face vouă, cine vă mai creează bunăstarea asta pe care să vă umflați voi așa, știi? Cine vă mai muncește? Corect. Că, cum să spun, există sclavia și formă de și semisclavia, ca dacă mă întreb pe mine, știi? Una este când îi faci unui om o chestie de necesitate, da? Și alta e când te plătește bogatul, da? Îți dă bani, dar îi faci niște fantezii. Că vreau peretele ăsta să fie făcut așa, că, bă, dai acolo o vopsea și gata, adică o culoare, ți-o alegi, nu? Că să strălucească, să fie cu fistichiu, să fie perfect drept, ai văzut, spune becul, dacă face umbră, nu e bine. Adică, mă înțelegi ce zic? Sunt perfecționiștii ăștia care, cum să spun, sunt niște psihopați. Bă, am înțeles perfecțiunea. Perfecțiunea trebuie Băi, să fie, nu de exemplu, există, într-un mă, șurub, băi, nu o există piuliță. Nu, perfecțiune, mă. nu. Lumea O să nu zic că înțelege. Auzi, Vali, băi, e perfecțiunea pentru... într-un șurub ca să intre într-o piuliță să țină. Ăla trebuie Drag, să aibă cote fixe. dragule, lumea nu înțelege pentru că e furată de tot felul de curente de-astea idiote, tot felul de nebunii, înțelegi? Ei nu înțeleg că totul se bazează pe o idee. Cum spunea Kant, deci nu poți crea ceva dacă nu ai o idee, da? Deci, de exemplu, ideea de cană, adică ideea a ceva care are un gol în el ca să pui ceva în el. Asta e ideea de cană. E, lumea a uitat de ideea asta și o vor. Din ea. Adică și
Nu-mi închipui după aia că dacă eu beau din cana aia, sunt mai special decât altul care bea dintr-una Băi, transparentă. omule, deci este aceeași idee ca și cu mașinile, înțeleg? Bă, cana e folosită ca să pui un lichid în ea și să bei atâta tot. Ca și mașina. Mașina e un autovehicul care te duce din punctul A în punctul B. De ce trebuie Exact. să aibă scaune de piele, tot felul de nu știu ce, ca să gen, Volan din piele de crocodil. nu știu, Da. gen de pele Da. din Păi, cosmos. lucrurile astea sunt menite tocmai pentru a gâdila ego-ul unor proști care cred că prin lucrurile astea sunt cineva. Adică au, ci că Păi, am pretenții de la viață. Ce dar pretenții prostii mari? astea sunt pretenții. Nu, ăstea sunt prostii. Îi Păi, vezi pe bă, proști ăștia, pretenții frate, de la îmbrăcați. viață, pretenții adevărate de la viață, să evoluezi tu spiritual, să ajungi, să înțelegi lucrurile, să înțelegi viața, divinitatea, să înțelegi cum stau lucrurile. Nu cam că scrie Gucci pe mine. Și dacă scrie Gucci, ce? Că N-ai tricoul meu văzut? costă 10 lei și al lui ăla costă 40 de euro. Așa și? Poate al meu Ce-i, ăla bă, cu problema mea? 10 lei e mai gros un pic, poate ăla cu 10 lei e mai gros un pic și îmi ține de cald, în vreme ce ăla cu Bă, dar 100 de euro nu e te ca foaia supăra, nu de te țigară și supăra. tremur ca fraier în Bă, ea. nu te supăra. Mie, dacă mi se rupe tricoul ăsta de 10 lei și am eu 40 de euro puși deoparte, de 40 de euro câte tricouri îmi schimb, mă? Ăla-și ia Bineînțeles, tu unul de apar mereu 40 tot de cu ăla. euro și după aia trebuie să mai scoată 40 de euro ca să schimbe tricou, că e nebun la cap, înțeleg? Nu, că Eu nu mai are la după aia 10 40 lei de euro ca să-și mai cumpere Mă îmbrac cu el o săptămână și la arunc, îmi iau altul dacă vreau. Ei nu înțeleg altul. Auzi? treaba asta, înțeleg? Îl spală. Auzi? Are unul de 40 de euro, îl dezbracă, îl spală, îl iau pe el să usucă și tot așa. În fine, Ce să mai... Păi zici și tu, e mă, n-a complicată. nebunit lumea asta, că tu ziceai că ce votăm, că Ba ce da, să votăm, mă, frate? N-avem ce să votăm. O singură chestie putem mă. Ba să da. o votăm. Alții decât cei care au fost până acum. Atât. Alții, Da, bă, și din ăștia, punctul meu de alții, vedere, ăsta e sfatul meu, ideea mea. și ăștia, Frate, alții, votați cu cine vreți, dar numai cu ăștia care au fost 35 de ani. Că lumea zice 34. În decembrie îți fac 35. Da? Nu da. 34. Bă, noi trebuie să căutăm o elită de gânditori și să punem în Bă, practică ce ne învață n-avem. ăia. Anul ăsta n-avem. Nu înțelegi? Ideea e să ieșim cât mai mulți și să votăm orice altceva în afară de ăștia care au mai fost. Poate schimbăm ceva cu ajutorul providenței, nu știu cum să spun. Înțeleg? E singura variantă. Că n-ai cu cine. Bă, cu oricine în afară de ăștia care au fost, frate. Pentru că să spun de ce. Ăștia care au fost, să explic de ce. Dacă ieșim 30% la vot, iar o să câștige PSD-ul, pentru că au bazinul lor electoral, PSD-ul, PNL-ul, tâmpiții ăștia, da? Și vor câștiga. De ce? Pentru că ei câștigă cu 30% din 30%. Dar dacă noi ieșim 90% la vot, 30% ai lor devine 5%. Înțelegi? Ba chiar s-ar Da. putea să nici nu treacă pragul electoral. S-ar putea să scăpăm de ei de tot dacă am ieșit 100% la vot. Înțelegi? Pentru că 70% acoperă pe aia 30% obișnuiți care votează. Și atunci Bun, voturile se împart. Că asta vreau să înțeleagă lumea de ce să iasă la vot. Bine, vă lasă scârba, că și eu sunt scârbit de clasa politică. Și eu văd lucrurile. Dar dacă asta nu o facem acum, nu rezolvăm nimic. Nu facem nicio schimbare. Asta în afară de faptul că sistemul trebuie schimbat total. Știu, o să-mi spuneți că vin lupii înfometați în locul ălora ghiftuiți.
Păi, Auzi, e da. un tip aici la Brașov, scuză-mă, e un tip la Brașov, am auzit și eu de el din întâmplare și uite cum am auzit. Am sunat o doamnă care colabora cu iubitorii ăștia de animale, știi? Că ți-am zis, a fătat cățeaua aia. Eu v-am povestit de cățeaua aia a fătat Nu. și puișorii acum au cam vreo lună jumate, Hai sunt mă, lasă măricei puișorii, zici de tipul de la Brașov, lasă cu... hai mă, că am luat-o și eu pe urmele lui Florinel. Stai Am să spun ce văzut, dar culoare păi au dacă nu puișorii. pui și când pui a făcut și Da, câte labe lop. au și ce culori și ce Da. mănâncă Și câte și cutii de conserve le-am cât cumpărat. dar și între ce oră ai scos tu la plimbare și când îi alăptezi și Da. toate alea, nu aflu despre... Nu, Așa, nu, nu. vorbești de Auzi, a primul făcut un tip. Laurențiu sau de cine? Ce primul Laurențiu? Păi el e Nu, la mă, nu, nu. Brașov, E e un tip. părintele Nu, nu, ai. meritocrației. Nu, 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 nu. A A, făcut un alt tip tip de... partidul numit Noua. Noua. Natură, oameni, no, natură, oameni, animale. Inițialele, Noua. Aha. Și tipul ăsta și-a dat demisia din USR. În urma scandalului, nu știu dacă voi știți, dar ăsta, veștea ăsta, ministrul ăsta al dezvoltării, care ne-a dezvoltat și pe noi aici la Brană, în ăștia 4 ani de avem numai trotuare rupte, bă, știi cum? Nimic, da? Deci dacă Te-a am, dezvoltat fii atent trotuare la asta. rupte, bravo. Da, ne-a dezvoltat de ne-a rupt. Îți dai seama, au luat, a scos stâlpii aia pe care erau firele electrice și a pus unele cu fire îngropate. Au luat, au început să pună stâlpul în mijlocul trotuarului, de mergeau Bun, ăștia care așa. se uita cu capul de telefon și când îi dădea câte o căpățână, să trezeau până i-a mutat de acolo. Bun. Bun, Ne-a așa. dezvoltat ăsta veștea în ultimii 4 ani, de nu mai știm ce să facem de atâta dezvoltare că vin chinezii. Bă, și fac la poze la dezvoltarea asta a noastră, de rămân uimiți. Cred că ei nici în anul 5000 înaintea erei noastre n-aveau ce avem noi la Bran acum, dacă mă întreb cu mine. Înțelegi? Da. Și a făcut tip așa. Și ăsta ce au făcut? Au deturnat banii, mă, de la adăposturile de animale. E o anchetă. Și tipul ăsta a ieșit din USR. Eu, bine, nu-i fac publicitate, nici nu mi-aduc aminte cum îl cheamă. Ba da, domnul Rad, Rad, Mă Lucian rog, Rad îl așa. cheamă. Stai, că e o chestie interesantă. A făcut partidul ăsta, Noua. Natură, oameni, animale. Da. Înțelegi? Și am încercat să iau legătura cu el săptămâna trecută, fiindcă, na, nu pot să, cum să spune, să mă aventurez așa, fără să vorbesc cu omul, să văd ce idee are, ce, dar mi se pare interesantă ideea asta, să protejăm natura, oamenii de calitate și mai ales animalele. Înțelegi? Fiindcă dacă nu ne îndreptăm atenția către ființele astea care sunt contemporane și ele cu noi, dar sunt victimele noastre ale omului, nu avem cum să evoluăm. Din niciun punct de vedere, nici spiritual, nici... Na, n-ai cum, înțelegi? Noi până ajungem să trăim o înțelegere a lucrurilor, logică, că au și este. Am văzut, mă, un tigru care stătea cu o capră, mă. Bă, Înțelegi? I-a omule, fost bă. dată capra aia. Bă, Ce? fii atent ce vreau să spun. În primul rând, eu unul din stat am dubiu față de nenea asta că odată ce intri în USR trebuie să ai Nu, anumite nu, el a convingeri. ieșit din USR. Păi bine, că El a ieșit din USR. păi a ieșit de ce a fost intrat. Asta spun. Deci Păi a dacă... fost Păi, naiv, a crezut că așa, vine da, bun, schimbarea. naiv, bun, ok, naiv, bun, s-a trezit și s-a trezit. Și hai Și să facem omul alt a avut o partid. revelație de Păi conștiință nu, mă, stai puțin, și hai și-a să dat demisia. facem alt partid. Și dacă tu mâine ai o revelație de conștiință, mai faci și tu un partid? Mă, am și eu poi mâine o revelație de conștiință, fac și eu un partid, nu știu... Apa viva, da? Așa că Bă, fără apă el nu a putem avut să trăim. revelația de conștiință,
revelația de conștiință în urma unei anchete care s-a făcut ăștia. Bine, mă, Au, tu știi că la cod nu contează. și în primă fază el a făcut o asociație, el nu l-a făcut Stai să-ți partid. explic După ceva. aia. Stai să-ți explic ceva. Știi ce se întâmplă? Lucrurile astea împărțite pe bucățele nu vor face niciodată un puzzle. Înțelegi? Că unul susține o idee, altul o idee. Știi cum e ca și în știință, știi? Unii se ocupă cu chimia, alții cu fizica, alții cu... Bă, dacă nu le unești pe astea toate ca să completezi puzzle-ul, să-ți dai seama de adevăr, degeaba ești tu expert în chimie dacă nu știi matematică, mă. Degeaba. Păi Zero. La n-ai cum să fii revedere. expert în chimie fără Păi, matematică. n-ai cum. Ba, ai cum. Păi Înțelegi? stai un pic, că matematica stă la baza tuturor celorlalte științe, așa cum materia stă la baza la tot ce... Păi da, mă, uite, chimie ce înseamnă? Uite, H2O înseamnă două celule de hidrogen, una de oxigen. E matematică. 2, E 1. matematică, nu e, mă, matematică, lasă-o că... Păi, Mă, în sfârșit... stai mă că dacă pui 3 celule de hidrogen și una de oxigen, nu mai faci apă. Faci altceva. Bine, mai văzut, hai că te iau altfel ca să-ți explic ideea, că văd că deviezi. Ai văzut ce a pățit Florin Piersic? Nu, ce-a L-au pățit? dus într-un spital care era specializat numai pe o chestie, și avea nevoie de altă chestie. Și l-au luat și l-au dus în alt spital care avea chestia aia. Și chestia aia nu era bună nici aia, că l-au dus la altul care... Pentru că n-au un spital care să se Da, ocupe, văd, de ca să aibă toate toate. problemele. Da, Asta e și cu am înțeles. politica. Bă, unii sunt ecologiști, unii sunt liberi schimbiști, vorba lui Caragiale, alții că... Bă, frate, lume, ce asta, curente... Că dă stânga, că dă dreapta. Păi eu mănânc cu stânga sau cu dreapta în funcție de ce partid e la putere. Mănânci cu Bă, gura. ce dracu, mă, frate? Nu, trebuie... E mai puțin relevant cu care mâncare duci mâncarea la gură, Ai important e să mănânci. Da, mă, văzut? Ai văzut? eu aici, la Bran, le-am propus să uitau la mine că l-a căzut din lună. Le-am zis, bă, câți candidați sunt? 4, 5, 6? Bă, zic, hai să facem în felul următor. Punem 6 primari la câte probleme avem. Punem unul încolo, unul încolo, unul încolo, doi pe mijloc. Și fiecare să se ocupe de câte o chestie. Zic, bine, și salariul când o veni, tot în 6 îl împărțiți, că oricum nu stați voi în baza lui. Înțelegi? Corect. Și eliminăm concurența la o adică și, până la urmă, urmei toți suntem născuți în bran. Fiindcă înainte să intre politica și dihonia și ego-ul, că tu ești mai special, că ăla noi jucam mingea pe Maidan. Adică pe câmp, pe acolo. Și eram toți, și eram fericiți. Și dacă la meciul de fotbal lipsea unul, parcă lipsea ceva. Ne duceam după ăla să vedem de ce lipsește. Ei, acum nu mai e așa. Tocmai datorită inoculării astea și exacerbării egoului. E Înțelegi? sistemul Asta e. care provoacă asta, Vali. E sistemul e Da, mă, putre. da. Și omul se lasă Frate, agățat. E eu egoul omului. știi ceva? Eu o să votez cu primul partid care propune schimbarea sistemului. Eu nu văd niciunul. La ora asta. Nu. Păi nu, fiindcă Păi, oricare bă, partid vine... dacă intrăm în cocină, facem ca porcii, că asta e legea. Salut! Bă, atâta timp cât noi nu eradicăm moneda dintre noi, da? Toate partidele sunt pistol cu apă rece. Ieși dintr-o ceață mov ca să intri într-un Da, dar aroz. tu vezi că lumea se ceartă, sunt grupuri, grupulețe, biserică, ca la fotbal, la ține cu Steaua, la cu Dinamo, la cu Rapidul, la cu... și să bat galeriile între ei. Bă, frate, e o nebunie. Bă, e un joc. Nu înțelegeți că e un joc? Da. 22 de Da. nebuni aleargă după o minge și atât. Să-i dea cu piciorul. Da.
Păi schimbați Da. voi jocul, frate. Înțeleg? Că voi e vorba aia românească, e adevărată, mă. Pleacă ai noștri, vin ai noștri, noi rămânem tot ca proștii. Până nu schimbăm sistemul, galeriile și astea, nu o să rezolvăm nimic. Da, Înțeleg? până în când nu te duci la Simplu. stadion ca să apreciezi jocul în sine, finețea Eu jocului nu pot și să să-l înțeleg. aplauzi și pe unul și pe ălălaltul, nu să-l iei cu ho. Dragule, eu nu pot să înțeleg de ce oamenii nu au capacitatea să privească aceste lucruri, bă, puțin de deasupra, mă. Să se imagineze deasupra. Să nu, adică neimplicați, detașați. Detașați de ce se întâmplă și să zic că ia stai, bă, puțin. Ia să, nu știu, mă urc eu într-un turn să văd eu și eu lumea așa de sus. Înțelegi? Ego-ul, mă, nu Imaginativ. te lasă. N-auzi? Imaginativ, Ego-ul. mă. Da. Imaginativ. Aia, păi dacă nu te lasă ego-ul, atunci suntem pierduți, frate. Asta e cea Păi mai dă mare mă cu problemă tine. noastră. Asta e cea mai mare problemă noastră. Atunci, atunci Și unul cu hai cât să... e mai incult, cu cât e mai incult, cu atât are ego-ul mai mare. Tu nu Exact. vezi, mă, nu, tu nu vezi, mă, pe asta, pe dihanii asta, care, în fine, care tot ce atinge terfelește. Care Știi că eu am Dihania? Dihania Șoșoacă, mă. A luat numele lui Ah, ăla la terfelit. Nu hai i-a ei numele Șoșoacă. la horă cu șoșoacă, da. Da. Păi Orice nu știu, atinge dar terfelește. nu te supăra, din punctul meu de vedere, va căzut în derizoriu rău de tot, frate, Da, rău. mă, A dar nu luat-o, oprește a nimenea. luat-o, Mai rara, haide, bă, mă, lași, hai să o văd pe aia, pe cal și pe motocicletă de poliție. da, acum Bă, ăla deci nu te ce supăra, minte o fi avut și frate. ăla să o lase să încalece pe motocicletă. A? Nu, Hai dar... că ăia cu calul i-au închiriat Bă, deci... calul. Da? Bă, e penibil pe bune, e penibil rău de tot. Adică, nu știu, bă, eu am apreciat-o, țineam la, adică mi-a plăcut că e incisivă, că ia atitudine, dar deja cred că, frate, și-a Eu terminat cred că consumă bateriile, nu anumite mai știe... substanțe, mă. Nu mai Eu știe cred ce că să consumă facă. anumite. Da. Eu cred că consumă anumite substanțe care, nu știu, o aruncă în Nu știu, sfere dintre frate, astea, nu pot să că ea. afirm asta. Bă, dar știi ce? Bă, eu mă aștept că după fazele astea, pe bune, dacă eu mă aștept să o văd călare pe un măgar cu salcie în mână intrând pe poarta Parlamentului. Ca Iisus. Ca Iisus. Și cu ăia care o trag de fustă să le dea zi, mântuire sau ce să... Doamne, bă, nu se Eu mă poate mir cum, așa ceva. auzi? Eu mă mir. Nu, eu cred, mă mir cum de armata română nu se sesizează că ea din prelată, prelată, dar până la urmă și e făcută uniformă, dar așa e prelată militară, adică până la urma urmei, chiar așa am ajuns. Dar ce să mai mă? Dacă ăștia, armata se închină în fața popilor, totul e Băi, ce pe. să mai zic, mă, nu mai, eu rămân, nu știu, așa, Am văzut ceremonia aia cu mi-am dat Teodosie. pauză, mă. Auzi, mi-am dat pauză, că nu, am rămas interzis, Auzi, șoșoacă mă. în uniformă militară, hai pe bune, mă. Da, mă, da, ea acum e în uniformă, ci că uniformă militară, Păi da. foarte bine, ia dați-mă una ca în mână să văd și eu cum trage la țintă. Păi și bă, Sunt pe curios. motocicletă, crezi că a Ia știut să o conducă? Ea a FB-ul. pus teatral și a pus drapelul pe ea, Păi, bă, frate, a nu te început să supăra. zică că nu sunt Auzi, români aia auzi, care mă, mănâncă. îmi fac și eu o poză cu șmecheriile alea, elipsele alea, așa, cu atom care se învârt și mă dau radioactiv, sau cum fac, îmi pun semnul ăla de radioactiv pe frunte și gata, sunt Dar radioactiv. e prea mult, e prea mult Păi și stau chiar și că-i mă prea. întreb, oare nu oprește nimenea? Dar eu cred și am eu niște informații așa că până la urmă ca FSB-ul, da,
S-ar putea să-i răcească un cartuș în căpățână, fiindcă au aruncat în derizoriu numele Rusiei deja. Și ăștia nu permit oamenii ăștia așa ceva. Și mai am eu niște informații că, de fapt, ea e agentă ucraineană prin tot ce face. Bă, nici chiar Înțelegi? așa ai cu ei și tu părar acum. Bă, Nu bune, e curarea, da? te-a contaminat pe tine. Băi, hai mă să fiu A, serios. Hai să nu. stăm, Are undeva. hai să stăm pe rândul nostru și să ne uităm la cinemaul care se desfășoară. Pe bune, hai mă, ce n-ai mă, știi? Descoperim noi criminalul la sfârșitul filmului, dar până atunci nici chiar așa, știi? Hai să vedem scenariul Bă, până la nimic sfârșit. nu e. Hai să-ți explic ceva. Rapcea e ucraineană. Rapcea, Mihai Rapcea. Ea a apărut din anturajul lui. Ei au fost o celulă, un nucleu. Ăștia l-au Serios? cu Clotilde Armand. Da, mă, da. Păi da, ea a fost cu Rapcea. Rapcea, spune el, clar, cu gura lui că e din Ucraina, a venit aici. Așa că ce te miri? Dacă iei în calcul că cazarii ăștia și-au ascuns și-au disimulat originile prin nume românești de 200-300 de ani și acum tu nu vezi că numai cretinii propășesc în țara asta, cretinii au bani, cretinii Da, sunt spinați. eu cred că tu nu urmărești atu, probabil că n-ai cum, că ești Ce pe, anume? zic, chat-ul, cred că tu nu-l urmărești, că probabil n-ai cum, că tu ești pe Zoom acum, nu? Pe Ba laptop. da, uite, hai că o să intru acum. O să vedem ce Uite, spune padre ne spune lumea. bună Auzi, seara dar și uite, sincer, promit să ne întreabă ce părere aveți de domnitorul Vasile Lupu. Nu știu ce legătură are. A, știu, bănuiesc că este domnul cu care face popa emisiunii seară de seară. Păi, ce părere am? Ia uite ce zice aici un comentariu, ci că ea singură a spus că merge la ambasada Rusiei ca să spioneze. Mă Da, auzi? bă, că poate să se ducă așa oricine la ambasada Rusiei și bagă microfoane pe acolo. Hai, bă, Ce părere aveți de domnitorul Vasile Lupu? Am părere că ăsta Vasile Lupu e mort. Asta e mai părerea care o... Deci, cum vrei să luăm pe ăsta, să-l punem pe domnitorul Lupu în criptă, să-l aducem. Altul, ci că Corvin Lupu, auzi, de domnitorul Vasile Lupu. Corvin, da, Corvin Lupu nu e domnitor, mă, e istoric. Ei, altceva, dar a confundat numele de Vasile Lupu, ăla a fost domnitor. A, și Ne-a înțeles? numele și funcția. Da, și Adică... domnitor și ăla, da. Păi asta, în părere, cred că ăsta ar fi singurul care ar putea să ne conducă. Da. Da, la Hai un de popor de capul. morți, cum zicea Tabără, un domnitor mort ne mai lipsea. Corect, da. Ah, doamne, doamne. Bă, Întortocheată-s sincer. căile domnului, mă, Vali, deși tu nu recunoști asta, dar uite ce întortocheate sunt. Știi? Da, Până la s-au urmă. întors. Bă, știi ce îmi place? Că avem doar 9 comentarii. Că decât să ai 100 și ceva de comentarii de alea unde seară înțeleaptă, seară cu beatitudine, mă simt Da. insultat. Pe cuvântul meu, dacă nu mă simt insultat. Adică îți Da. bagi de inteligența mea, folosești termeni de ăștia. Cu dracu o să fie seara cu înțelepciune și cum să fie seara cu beatitudine? Doar dacă bei ceva înainte de pe burta goală, pe seară, e cu beatitudine. Da, mă, da, vezi să nu găsești vreunii care o să-ți ureze vise umede. Ah. Ai grijă! Sincer? Prefer să fiu urmărit de 14 oameni care gândesc decât de o turmă care nu înțeleg nimic și îmi trimit mesaje de asta, acea proastă, așa, știi? Mai și Da, pierzi vremea să le corect. citești, știi? Că uneori nu cantitatea contează, contează și calitatea.
Mamă, acum văd că bagă reclame și în live pe aici, A, da? Au că să început. butonez, Da? Păi, da. da. Păi, Totul domnul Telegan, trebuie să stăm de vorbă. e. Da. Până la urmă, înclin să cred că, nu știu dacă ți-am spus, eu după ce am apărut la ProTV în ani de zile în urmă, până în 2012, așa, și mi-a scris cineva un mesaj, zice, un nou adevăr științific nu va triumfa că o să reușesc să-i conving pe ăștia de valoarea adevărului, a spun așa cu vorbele mele, de valoarea adevărului ăsta științific, el va triumfa fiindcă toți cei care îi se opun vor muri într-un final. Și atunci, după ce vor muri ăștia, vor veni alții care, când vor da peste el, probabil dacă vor avea și mai multe spirale de astea ADN în corpul lor, îl vor înțelege și îl vor face mai... Ia uite, domnul promit, știu că e mort. Am întrebat serios pentru că nu am găsit prea multe date despre acesta. Despre cine mă? Despre Vasile Lupu? E nu știu în ce criptă băgat. Da. Mă auzi? Da, dar nu, Octavian? da, eu te aud, dar nu, mă gândeam acum, păi nu, că noi cred că ar trebui să ne întrepromit, uite, exact, trebuie să vorbești cu istoric, ăștia, nu, habar n-am, nici nu știu ce nebunie a făcut Vasile Lupu ăsta. Bă, A stai mă fost un un pic. Vasile domnitor, Lupu e un domnitor care a murit. Ce treabă avem noi da, știu. cu ce naibă? Bă, ăsta în cel mai rău caz să-l ia popii și să-l ducă să-i pupe proștii oasele pe undeva. Ce Nu, să... dar întrebarea mea e alta. Bun, chiar dacă aș avea o părere despre el, la ce ar folosi? Că e mort, vorba ta. La ce Da. ar folosi? Îi Ok. fie cripta ușoară, ce să-i zic. Păi, Da. ce? Da. Da. Sau probabil că e o confuzie de nume, știi? O fi vrut să zică Corvin Lupu. Nu știu, frate, nu spui, nu O mai fi vreun contează. istoric sau ceva din contemporan cu noi. Mă, treaba e că nu e treabă, știi? Treaba e că ne așteaptă vremuri întortocheate, foarte întortocheate și foarte ciudate. Eu așa prevăd. Unu, eu așa zic. Nu știu. Bă, da, Sper să ai nu fie văzut ce... așa. Nu știu dacă ai văzut, dar au dat ăștia, procurorii DNA, peste ăștia din aur, că au falsificat semnături pentru Silvestru Șoșoacă în ultimul moment, cu câteva ore înainte de... Așa s-a dus cu numărul Am ăla, i-au văzut luat... ceva, dar ce l-au luat pe Silvestru la ei în aur sau ce-au făcut? Da, l-au luat ca să-l pună europarlamentar și i-au Ia falsificat auzi, și că frate. semnături. E bătaie mare pe astea, Nu mă mai miră, pe mă, nimic, atenți. mă. Sunt în stare să-și vândă și mama, și tata, și copiii pentru ciolanul ăsta nenorocit numit politică. Nu, dai Adevărul seama e că că... oameni de nimic, mă, ce naiba vorbi. Da. Știi ce Despre ar ce trebui, mă? vorbi? Ar trebui ca fiecare comună să-l caute pe cel mai deștept dintre ei, dar deștept în adevăratul sens al cuvântului, să nu-i mai voteze pe ăștia care propun, să autopropun ei. Mai avem și noi pe aici pe unul de-abia știe să citească, dar Păi el da, vrea mă, să ajungă. dar după ce îl găsesc trebuie să și susțină, că altfel vine unul susținut de partid și Păi finanțat nu, și alea. nu, nu. În comunitățile mici, unde Aș, de aici trebuie plecat. Deci, inclusiv în cartiere, că unde toată lumea cunoaște pe toată lumea, da? Știi, bă, ăla a făcut școala aia, uite, e bun în domeniul ăla, ăla e deștept. Pune-l acolo. Îi Știu, strângi pe ăștia. București nu știi nimic despre nimeni, despre ce vorbești. Da, în Bine, comune, la da, la oraș, țară, da, la țară, da.
Păi țară, da, da, mă, la dar țară tu n-ai știi cum auzit ce ideile mele că nu ar trebui schimbată legea electorală. Adică, bă, frate, uite, într-un sat, cum spui tu, un sat, zic, nu comună, un sat. Un da. sat din România, da? Bun, aleg pe unul primar. Bă, frate, dacă ăla în 6 luni nu mișcă nimic, păi hai să ne adunăm, îl dăm jos și alegem altul. Păi de ce să stau, bă, 4 ani cu el să nu facă nimic? De ce să aștept 4 ani? Păi, bă, frate, dacă împart 60 de ani la 4 ani, înseamnă îți dă 15 ori poți să aleg în viața asta, nu? Și nu Da. dă 15 ori că nu poți să aleg decât după ce am 18 ani. Deci Păi, dă da, mă, 14 ori, dă și când 13 ori. faci o alegere, când Păi faci o am alegere, timp eu, trebuie să păi știi am timp eu ce să aștept. alegi. Păi stai mă puțin, am eu timp într-o viață între de om să stau, să am răbdare de 14 ori cu toți tâmpiții? Nu, frate, în 6 luni, dar ce-ai promis, mă? Că pui trezi, că faci aia, că faci aia. Dacă Da, în șase stai mă luni un n-ai pic. mișcat măcar una, măcar una din ce ai promis, dar mie mi le dai așa pe termene. Deci în primul an fac aia, în al doilea an fac aia și aia, în al treilea aia. Bun, și te urmăresc. Bă, dacă în primele 6 luni când ai zis că faci Stai nu mă știu un ce... pic, nu-l urmărești. Mergem să-l ajutăm, că la singur nu se poate să Bun, facă și ăla. ajutăm, ok? Bă, dar să facă. Da? Dacă n-a făcut, la revedere altul. Păi de ce să stau 4 ani după tine, mă? Uite cum am stat, Așa ar bă, am trebui. pierdut 10 ani din viață după dulapul ăsta de la Cotroceni care ca barnare. Că pe cuvântul meu, dacă îl întreb eu 4 formule din fizică, le știu mai bine ca... și le spun și mai repede. Bă, ești nebun? Ce-a făcut, mă, Trebuie. 10 ani? 10 ani? Plus 10 ani cu piorul ăla, 20 de ani. Bă, 20 de ani în viață. Cu ce m-am ales cu idioții ăștia sus? Bă, Au 20... fost contemporani cu tine, nu tu cu A, ei. Ei au fost mulțumesc, contemporani cu da, tine. mulțumesc frumos, da. Și Nu, l-au adică. confirmat pe Eminescu. Încât fonflii și plecarii bâlbâiții și gușații găgăuți cu gâra strâmbă sunt stăpânii astinați. Știi Mulțumesc unde e frumos! cauza, Octaviane? Octaviane, Haide, bă! cauza reală e că ne-au puturoșit, bă. În vremea Republicii Socialiste, România, nu te duceai la muncă ca să tragi chiulul, să stai cu ochii pe telefon, nu te duceai să te uiți după soare, erau alte norme. Deci, știai clar. Uite, parcă ți-am spus ce am pățit eu, nu? Am terminat liceul. Da, Și mă. eu am vrut să mă duc. A? Da, Mi-am mă, spus? ce talent ai și tu cu poveștile, mă, pleci de la idei și spui povești, ca și Florinelu. Păi, La fel nu, nu, face și... nu, nu, ajung la ideea centrală, Zici. ca să vezi. Am terminat liceul, am avut o de asta cu taică meu, am vrut să mă duc la istorie, el m-a băgat la mecanică, așa, taică meu pe fizică, știi? Da. Da. Cumpăra motoarele de montat doar ca să le asambleze el la loc, motoare noi nouțe, le demonta piesă cu piesă ca să le monteze el la loc. Era pe fizică. Și a crezut că și eu sunt tot pe fizică. Bun. Și m-am dus în fabricile socialiste că nu m-am intrat la facultate, că m-am dus la matematică, am luat 10 la primul examen, la al doilea m-am dus la piscină, la al treilea m-am dus la film. Mi-a dat câte un punct din oficiu. Da, așa? Ca să-i fac în ciudă lui tata. Că el mi-a umflat dosarul și mi l-a trimis la facultatea TCM din Brașov, Trustul Construcției Mașinii. Eram eu mare constructor de mașini, dai seama. Și zic, stai Tehnologia așa. construcțiilor de mașini, bă, că și Da, am da, făcut da. TCM-ul, Și jumate, nu l-am terminat. da, ego-ul din mine s-a dus la primul examen la matematică. Ăla am avut exerciții de algebră și geometrie, am luat 10, da? Și la următorul examen am dus frumos, nici măcar nu m-am dus. La așa m-am dus la piscină și la altul mi-aduc aminte că m-am dus la film. Era filmul ăla, Luptătorii cu coada, cum erau alea chinezești pe vremea lui Ceaușescu, unde erau, să umplea cinematografele, dacă îți Da. aduce aminte. Da. Și așa, și am luat fix nota 4, dacă luam 5, intram. Dacă am luat 4, n-am intrat. Nebun.
Nu zic că l-am Asta... întrebat. A întrebat, zice, ce ai făcut? Zic, am făcut bine tot, dar am șters-o la bunică-mi în munți. Că, mamă, și-a venit, după, s-a dus, și-a luat examenul, a citit el examenul și când a venit după mine să mea, la bunică-mi. Am avut noroc cu bunică-mi că i-a zis, mă, la Bram faci tu, dar ce vrei, dar aici e la mine. Știi? Și i-a trecut. Bun. Și m-am dus în fabricile socialiste, m-au dus aici, la Râșnov, la scule, tot acolo am nimerit, la mecanică, burghie, delea, delea. Păi și eu am crezut că eu trebuie doar să mă scol dimineața la 7 și dimineața la 7 și să plec la 4 de acolo. Înțelegi? Când vin banii. Eu așa credeam. Și îmi luam cărți cu mine, mă ascundeam în câte un dulap, mă uita Dumnezeu pe acolo citind, hopa, când la plecare, și eu apăream, mă spălam și plecam. Și apoi, când a venit ziua de salariu, eu de unde să știu că trebuia să faci pieselelea? Pentru o piesă, de exemplu, ai 5 minute și pieselelea 5 minute cu 5 minute se adună și ălea fac 8 ore de muncă. Nu că mă duc eu și trag pisica de coadă pe fabricile socialiste ca să stau închis în toată citesc cărți istorice ce aveam eu în cap, înțelegi? Și acum când au venit ziua salariului, eram toți acolo frumos, i-am văzut pe aia care trăgeau. Ha, știi? Trăgeau și eu zic, mamă, nu înțelegeam, că nu înțelegeam mecanismul muncii în sine, știi? Mi-a trebuit o lună ca să înțeleg. Și am văzut plicul ăla, 5.000 de lei, 6.000. Mă gândeam și eu, bă, nu mi-o dau ăștia 5-6.000, dar măcar vreo 2-3.000 tot mi-or da și mie, știi? Că-s la început. Da. Bă, când a venit pliculețul meu, bine, mai citeam alea pe acolo, dar mai făceam și eu câte ceva. Adică nu într-o lună de Da, zile doar am stat ascuns. Știi? Mă făceam că muncesc. A da. venit 300 de lei, dintre Da. care 100 eu plăteam pe abonament la autobuz. Și îți dai seama ce mirat am fost, m-am dus revoltat la maestru. Păi ce că pe ce vrei mă să-ți dau eu, uite, tu ce ai făcut toată luna? Și mi-a arătat acolo o de aia de piese care eu făcuse. M-a luat normativul omului și uite, pe piesa asta, ce că ai atâta. Aveam, da, când mi-a calculat ăla, când să greșise și îmi dăduse un pic prea mult, ci că trebuie să-ți ia luna viitoare înapoi. Și atunci am înțeles eu ce înseamnă munca cu adevărat în fabricile socialiste. Înțelegi? Că Da. dacă toți erau ca mine, mai construiam noi fabricile și Transfăgărășanu și barajul, Da. tocmai pe... Na. Da, frate. Dar prin faza asta am trecut toți. Bă, da, ăștia sunt puturoși de-a binelea, pe ăștia i-au puturoșit. La ăștia le-au rupt din minte noțiunea în munți. A, Bă, după aia vreau să frate, spun că luna bă, următoare... fii atent o fază, mă, că lumea zice că, bă, că suntem nostalgici, că, bă, că Ceaușescu era rău, Ma! bă, frate, auzi, hai să privim obiectiv. Bun, unul la mână. Hai să punem la socoteală cât s-a construit pe vremea lui Ceaușescu, punctul 1. Punctul 2. Să punem la socoteală că s-au plătit și datoriile, da? E adevărat. Ne oprea apa, curentul, pe zi, pe balea, cum era, ok. Bă, 3. Niciunul n-a murit de foame, să fim serioși. Normal. N-a murit nimeni de foame pe vremea lui Ceaușescu, da? 4. Îți asigura un loc de muncă și îți dădeai și casă. Bun. Acum, în contrapartidă, să punem cu ce e acum. Mă, dar nu Te numai dă asta, dar afară, fii stai atent. puțin. Îți Nu creștea e... inima, mă, de bucurie. Stai mă puțin. Acum, ăla a stat 26 de ani, fii atent. 25. Ia uite ce zice Ăștia cretinul ăsta. au 35. Auzi, mă, ia uite ce zice promit ăsta. Cu tot respectul, în socialism, omul de rând muncea 10-15 ore pe zi în hale să exporte străinilor. Du-te, mă, de Ce ai aici. N-am făcut, muncit niciodată bă? mai mult de 8 ore. Mă duceam Niciodată, mă. schimbul 1. A? Niciodată. Ce vorbește ăsta, mă? Unde a citit astea prostiile astea, mă? Mă duceam Păi la nu, mă, 7, la 11, ieșeam cred că la 4. e născut după 2000, mă. Probabil a citit până alte alea. Auzi, mă, dar ia fii atent, mă, într-adevăr, a fost mai greu cu ăsta. Bă, dar când intra
Craiova pe, să joace fotbal. Îți creștea inima de mândrie, mă. Când Lasă-mă juca mândria Steaua. asta, mă. Nu, mă, să Ba continuăm da, mă, era o paralela. chestie. Bă, Hă? să continuăm paralela. Ăștia în Da. 35 de ani, deci pornind de la zero datorii, avem datorii de nu-i adevărat. Ce au construit, bă, că n-au construit nimic, au distrus toată industria, au vândut pădurile agricultor, tot, mă, tot. Spune-mi ce mie, care e mai bine, unde e mai bine, cum e mai bine? Cum era înainte sau cum e acum? Că vin ăștia și că, bă, păi am libertate. Unde dracu ce libertate, mă, să te duci la nebuni, unde te duci? Să te sclavizeze alții, nu? Te duci să te sclavizeze alții. Ce libertate e asta, Becherie mă? ți-am Libertate făcut. vorba e. Băi, sunt oameni care termină Responsabilitate. două facultăți, băi, și n-au unde să se angajeze, băi. N-ai acțiune, acțiune, Florin, zicea nu lăsa. Nu, promit, e dezinformat total. Se Sau vede se clar că angajează la mătură și n-a bea trăit pe tromberoanele după vremea aia. ei. N-a trăit pe vremea aia. E clar că n-a trăit pe vremea aia. Nu există așa ceva. Asta e o În minciună, mă, cu primul tine, rând că 15 ore pe zi. Ceaușescu, dar ți se întrerupe valii ție. În primul rând că Ceaușescu își plătea muncitorii, frate. Deci, eu am lucrat și eu în fabrică, știi? După ce am terminat liceul, ce eram student la Săral, știi? Și erau ingineri care aveau 3.500 salariu și aveam un șef de echipă care avea categoria 7-a specială și vechime, ăla avea 7.700 salariu. Deci mai mult ca un inginer de 2 ori. Da. Înțelegi? Și aveam un prieten care era macaragiu pe șantier, el într-adevăr lucra 10 ore pe zi, era singurul program peste, dar el avea 10.000 salariu, frate. Păi, Da? 10.000 era Și cărămidă, frate. aveai Da, era. zbor, păi bă, costa 5.000 de lei o motoretă Mobra. Deci tu din salariu, Da. dintr-un singur salariu îți luai motoretă și îți mai rămâneau și bani mai mult decât lua un inginer pe lună. Ca Bă, macaragiu, înțelegi? deștepților, bă, 60.000 de lei erau un apartament, bă, dacă în 6 luni, în jumătate de ani, îți luai un apartament, deveneai proprietar cu acte în regulă pe el, nu? E, nu Ia, chiar ia-ți în acum un 6 luni, apartament în dar 6 luni. mă... Bun, zile, un an jumate, mă. Nu, mă, Ia-ți acum un apartament. eu spun din experiența mea. Eu mi-am luat apartamentul prin ICVL și cu ăsta de la ce. Aveam rată 515 lei la casă. 515 lei. Aveam salariu 2.000 jumate. Și nevastă mea 2.000 jumate. Deci aveam 5.000 de lei. Da? Intrau în Și casă ca venit. Deci rata la casă era 10-a parte din venituri. A 10-a parte. Iar întreținerea telefonului, astea erau rahaturi, bă, 4 nimica lei, toată. 7 lei, prostii de-astea, curentul și apa și astea, erau maxim 20 de lei, Mai mult nimica. îi dădeai șpagă la poștaș. Da, Da. Aveam. nici nu le puneam Bă, la socoteală, frate. Știi ce nu știu ăștia, mă? Te abonau la ziar. Te abonau și Da. citeai, mai aflai, învățai și multe alte lucruri. Na. Deci, vrei nu vroiai, te culturalizau. Adică. Da, mă, și profesorii cum erau, și aveai bibliotecă, vrei să citești ceva, te duceai la bibliotecă, îți luai cartea, orice carte găseai, și îți luai, citeai, făceai. Da, cine vrea să Bineînțeles. rămână tâmpit, bătut în cap, rămânea. Asta e. Ce să... Nu, oamenii nu știu să Cărți. facă diferențe, frate. Știi? Știi care e ideea? Ideea e următoarea. Eu consider în felul următor, ca să facem o imagine de ansamblu, da? Eu consider că acum, în perioada actuală, noi suntem mai chinuiți decât pe vremea lui Ceașcă, când se întrerupea Da. curentul. Și dacă pun
chinuiala de atunci cu chinuiala de acum, eu vă spun așa, chinuiala de atunci a meritat, pentru că prin chinuiala noastră s-a construit o țară întreagă, a construit cartiere, blocuri, orașe, canale, Casa Și Poporului și încă așa mai ceva. departe. Auzi, Hai puțin, scuză-mă. deci chinuiala a meritat. Spuneți-mi mie Și pentru ce merită chinuiala de azi. Cu ce ne alegem după bă, chinuiala de azi? Spuneți-mi. în primul rând, chinuiala de astăzi este o chinuială psihologică. E frica zilei de mâine. Exact, În și vremea bază. comunismului era poate o chinuială fizică, dar tu nu spuneai problema zilei de mâine. Exact. Păi și e Nu și ți-o e puneai. o păcăleală, bă, de Auzi? colină, e o chinuială păcăleală, e o Te puneai prostie. în pat, dormeai fără stres, fără gânduri. Acum, până te ia somnul, te mai perpelești puțin că te gândești, mamă, mâine Încă de unde ai ceva. luat bani Încă ceva să ce vreau fac să aia? înțeleagă băiețașii ăștia născuți după Revoluție, că ei nu înțeleg. Pe vremea aia când aveai o problemă, bă, tu Te duceai simplu la om, partid. te duceai, tu ajungi secretar, am următoarea problemă, ia zi mă. Păi ăla așa, sau am, uite, n-am casă, sau am, ce problemă aveai? Nu, în 5 minute ăla punea mâna pe telefon, alo, tu ai sunt secretar, am un băiat care are o problemă, e tânăr, da, e de-al nostru, e în colectiv aici. În 10 minute l-ați rezolvat problema. Ah. Acum, dacă ai o problemă, trebuie să o angajezi pe Șoșoacă, să-i dai 5.000 de euro pe lună, să faci procese 20 de ani, ca să nu știu ce Și se căcatul rezolvă din gură, să doar din gură. rezolvă pe dracu. Nu se rezolvă, bă, nimic. Ai înțeles care e diferența? Mare diferență. Mare, Da, mă, foarte dar mare. ăștia, Enormă asta diferență. au făcut. Păi, noi am înțeles acum, fiindcă ăștia toată maculatura asta după lovitura de stat a fost și e special făcută ca să arunce în derizoriu realizările pe care le-am avut atunci și nimic mai mult. Păi, Păi nu ce, mă, noi vreau, aveam... știi ceva, Vali, eu nu vreau ca lumea să mă înțeleagă greșit. Eu sunt unul care am copilărit fix între piața Universității și piața Rosetti. Eu la Revoluție eram pe tancuri acolo, cu Sergiu Nicolaescu, cu bă, la cum îl cheamă, că a murit, Dan Iosif, cu toți aia pe acolo. Înțelegi? Deci eu mi-am dorit o schimbare, da? Dar nu ce e acum, în niciun caz ce e acum. Nu asta mi-am dorit. Niciodată nu mi-am dorit așa ceva. Nu. Absolut. Deloc. Nu asta mi-am dorit să se întâmple. Eu, noi trăim într-o făcătură ordinară, mă, o tâmpenie, o paradigmă de tot rahatul. Ca să fie clar. Deci este cea mai sinistră farsă Exact. în care i s-a tras unui popor. Exact. Înțelegi? Cea mai Exact. sinistră farsă, e cea mai sinistră comedie care se joacă în momentul de față. Și după cum par lucrurile, se pare că nu ne mai revenim din... Și cu cât e mai sinistră, cu atâta sunt mai mulți proști Păi, care îi dau nu like-uri. ne revenim, mă, Vali, pentru că au grijă serviciile și toate mătărângile astea care conduc lumea. Păi Că asta mă nu e tot numai întreb la și eu, noi. mă, bă, Tu nu observi că nu e numai la noi? E în toată da, lumea, e frate. globală. Tot felul de nebunii, de făcături, de subterfugii și de mesaje subliminale și se manipulează într-un hal fără de hal, înțelegi? Nu vezi că lumea e bulversată, nu mai știe ce să creadă. Le-au distrus toate ideile. Bă, uite, dacă, uite, hai facem un experiment. Dacă vrei, mergem de mână pe stradă și întrebăm pe oricine vrei tu. Ce părere ai despre cinste, despre prietenie, despre corectitudine? Toată lumea o să spună, da, frate, astea sunt valori umane. Păi bă, atunci, dar de ce nu le respectați, mă? Dacă sunt valori umane. De ce? Pentru că v-au trepanat la cap. Înțelegi? V-au băgat astea, cum ziceai V-au tu, trepanat. mai devreme. Dezvoltare personală, bă.
Nu în colectiv. Bă, Da, tu ei contezi. sunt dezvoltați Iubirea de personal, sine, mă. mă. Bă, iubirea de sine, frate. Înțelegi? Iubirea de sine, nu de Și aproape. ăștia, Păi da, adică regresioniști eu ăștia, ci sunt că... eu, adică unde duce asta? La narcisism, nu? La egocentrism. Caută în tine. Da? Da, exact. Crește-ți ego-ul, înțelegi? Caută în tine. Adică, cu alte cuvinte, pe principiu dezbină-i drace. Înțelegi? Că și mie îmi place. Sau întărâtă-i drace. Știi? Că și mie îmi place, Da. exact. Asta e, vezi cum se manipulează? Dar oamenii nu-și dau seama, frate. Ei cred că, băi, ce filozofie mișto. Da, băi, iubirea de sine. Pa! Păi să vezi eu ce sine am acum. Că, pa, epatez tot. Sunt emanația Revoluției. Cum Caută erau ăia. sinele în tine. Păi, e de râs, mă, dacă nu-i dar fi de plâns. Ar fi de râs cu lacrimi. Pe cuvântul meu, dar e de mare Da. plâns. Aia e. Așa că, dragii mei, despre asta e vorba în propoziție. Dacă ne revenim, habar n-am. Că mi-aș dori, bineînțeles. Bă, Dar eu... nu văd o soluție, nu văd. Acum eu fac eforturi ca să nu mă schimb eu. Și Da. dacă nu mă schimb, și asta e o victorie, să știi. Corect, corect, Știi? corect. Nu, eu nu mă schimb. La mine s-au Când vine potop, dezimentat când vine valorile astea. N-au cum să mă dea înapoi. N-au cum. vitura, dacă te ancorezi, nu, sunt, cum să spună, am avut noroc, mă, că noi ne-am dezvoltat, ne-am trăit copilăria și ne-am făcut-o totuși pe placa asta a Republicii Socialiste România, că dacă ne nășteam acum, la fel de cretini eram, crede-mă. Cine știe în ce film luptam acum și ce dezvoltări personale. Normal, mediul te formează. Da. Asta e. Bine, omule, hai că, uite, e 11 aproape, fără 6 minute. Da. Bă, ce să zic că... Asta e. Na. Știi cum e vorba aia? Păcat de Îți sânge de mulțumesc de... vărsat. O să-l găsesc eu pe domnul ăsta. Da. A intrat o reclamă? Sper că... Ce spui? A mai băgat o Nu, reclamă? da, intrat o reclamă pe aici. Ah. Bun. Nea Da, Octaviane, ce să uite, zic? Cât și doresc... Nicoleta Zaidne spune, zice lumea care nu a trăit înainte de 89, nu știe. Oamenii se împrumutau din ce are, puteai să-ți cumperi ce vrei. Chiar puteai să-ți cumperi ce vrei. Și, pe bune, chiar nu simțeai că plătești ratele alea. Adică erau de bun simț, adică, bă, Nu. te lăsa să trăiești, înțelegi? Adică nu murai de foame că ai făcut rată la o mobilă Și, sau la... da, și ia fi atent, la țară mai era și aia, mă, noțiunea clăcii. Dacă tu te apucai să-ți faci casă, da, îți dădea Da. partidul, vrei, zicea, bă, vrei să-ți faci casă, nu vrei să stai la bloc. Bun, ia fi atent, ai 500 de metri, îți dădea partidul, da, țara. De 500 de metri și știi ce era când te apucai să storni temelia? Era clacă, mă, te ajutau oamenii, Da. vecinii, toți, săreau. Da, și tu îi Făceai și tu ajutai pe acolo o ei. masă. Da, și tu îi Da, ajutai auzi? pe ei când își făceau Da, ei. Corect. da, da. Auzi, făceai și tu o masă acolo și era frumos și se râdea. Da, Plăteai da, da. meseriașii. Dar salaorii erai tu, familia ta, vecinii săreau, bă, era altceva. Și culmea, Aveai, aveai asta. mai spuneai și bancuri cu Ceaușescu. Da, râdeai. Da, Da, mă, da, da. da. Păi asta era și rostul clăcii. Plus Da, că aveai e altceva. siguranța, bă.
Da, mă, da. Auzi, pleca copilul de acasă, nu te ți era frică că dispari, că dispare și nu mai ajunge. Eu mi-aduc Corect. aminte, eram copil, plecam de la Bran. Fii atent, plecam de la Bran până la bunică-miu în munții Subuzeului, unde era el, fii atent. Plecam cu autobuzul de la Bran la Brașov. De la Brașov, de la Bartolomeu, mă duceam cu troleibuzul până la gara. Bă, și aveam 12 ani, ești nebun? Bă, luam Da. trenul până în Ploiești Vest. De acolo luai ăla până în Ploiești Sud. Înțelegi? De Da. acolo alt tren până la Dumbrăveni, unde coboram din tren, și de acolo luam un autobuz care mă ducea tuma până la bunica mea, în Gura Caliții, și de acolo mai mergeam vreo 10 km pe jos până ajungeam la Îl Bătrân, sus în munți, Așa. care avea 150 de stupi, înțelegi? Așa. Avea un sac de bani. Da, în afară de asta, ca să fim mai pe puncte, trebuie să înțeleagă oamenii că n-aveai nici telefon smart, n-aveai nici GPS? GPS, Nu, nu, nu. Era n-aveai în cap. nici hartă, n-aveai nici Da. nimic. Da? Da. Ok. Dacă mă luam la bătaie cu vreunul pe stradă și trecea un nene, ne lua de urechi pe amândoi și ți era rușine să spui ai al cui ești. Exact. Da? Exact. Că dacă îi spuneai al cui ești, o pățeai ca nică cu pupăza din tei. Da. O Da. mai luai și acasă. Ce? E, oamenii nu mai văd diferențele astea, mă. Și nu-și dau Și seama cât vin de ăștia importante sunt. și Cât de auzi, bă, importante. și vin ăștia și îmi spun că sunt nostalgic după vremurile alea. Cum naiba, mă, să nu fiu nostalgic după vremurile alea, a? Păi Da. ce, dispăreau copiii ca acum? Dădea la televizor? Păi dacă dispărea un copil, Wow! fai de mine! Păi Toată da, era securitatea era nebunia în după alarmă. lume, ieșea. Ieșea nebunia după lume. Ă, proștilor, voi habar n-aveți ce vremuri am trăit noi. Am trăit vremuri cu adevărate, chiar dacă au fost doar... Eu personal am trăit doar 18 ani. Tu poate ai trăit un pic mai mult, că ești mai în vârstă. Dar ele au fost vremuri adevărate, bă. Eu în 89 aveam 25. Am trăit 19 ani de nestres. 19 ani, eu n-am știut ce-i stresul, dacă mă întreb pe mine. Păi să știi că nici eu n-aveam niciun stres atunci. Prindeam lecția din zbor la Pe bună. școală, eram atent. Făceam Wow, lucrurile la timpul și ce lor. profesori, frate, și ce Da, profesori. da, Păi uite, da, da. Auzi? vorbesc cu profesori de azi, zice, bă, frate, m-au înnebunit, zice, unul mănâncă toată ora. Toată ora mănâncă. Zice, și îl Da. întreb dacă ai terminat, nu? Zice, păi mai am aici ceva de mâncare. Altul face avioane, și profesorul săracu nu poate să-i zică, bă, nimic. Că Nu, că după vine ăștia cu televiziunile și zice că l-a da. traumatizat Da, pe mă, psihopat. frate. Păi Da? cum să mai educi tu copiii aia, mă, dacă n-ai voie să le zici nimic, n-ai voie să le faci nimic, n-ai voie nimic. Ce dracu le faci? Că n-ai ce Păi, faci. Dar vin și în părinții pe... viață o să iasă tot nimic. Păi tot nimic o să... Tot Bineînțeles. o să nimic. Păi da. Da. Și o să te trezești că o să-l ții tu, Să părinte, vezi până la nebunii de 90 de ani. generație cu unghiile făcute și cu cercei în urechi și cu... Și cu... Pantalonii sfâșiați. E Eu pilați. dacă aveam, da, bă, Păi mie, eu dacă nebun aveam acasă. o gaură în pantalon, parcă mi se părea că știe toată lumea. Aveam Exact, rușine. exact, Da. exact. Da. Dai, mă, dracu de proști. Nu știu, În bă, fine. s-a sucit totul cu fundul în sus. Nu știu ce să mai zic. Bă, eu înțeleg să faci o artă, să bă, dar prea s-au dus lucrurile la vale rău. Adică Nu, nu au nu fost înțeleg. adus. Au fost împinse la vale. Da, mai rău. Și asta vreau să spun acum în încheiere, că, bă, absolut toate astea de-a lungul timpului, tot cu ce am venit, toate ideile bune, toate astea, s-au găsit mă nemernici ăștia în spate să vină să le schimbe sensul și să le deturneze și Și să le să le arunce în deriziu. demonteze, știi? Da, Păi să le da, mă, arunce și în deriziu, așa. apropo de ce zici tu, păi da, e ca în bancul ăla cu culmea ipocriziei, știi? Și că să te apuci să împingi o babă pe scări și după aia să o întrebi de ce fuge. Da.
Cam așa, așa fac și ăștia. Ne împing spre nebunie și după aia ne întreabă ce ați pățit, mă, băieți. Auzi, hai să zic un banc. Dar știi care e culmea presiunii? Ha? Nu știi. Zi. Să-i sufli în ful la un berbec până îi se îndreaptă coarnele. Ah, da. Bine, sunt multe Da. de-astea cu culmile, Da, știi? da. Culmea vitezei, că să te învârți în jurul unui stâlp până îți vezi ceafa. Da, fii atent. Pădurea virgină, știi ce e? Știi ce e pădurea virgină? Ce? Pădurea în care mâna omului n-a pus piciorul. Am înțeles. Corect. Da. Da. Auzi? Da, tu asta știi ce e? Nu. Un câine latră la lună. Ah. Da, asta știi ce e? Nu. Atunci o pun la loc. Ah, ok, bine, pune-o. Pune-o. Da, ăsta știi ce e? Da. Nu. Un șarpe. Ah, Da, ăsta știi ce e? da. Un șarpe Un beat. șarpe care merge drept. Nu, un șarpe Ah, beat. da. Ah, Da. el nu merge așa. Merge pe. Da, asta știi Culmea ce notului. Asta știi ce e? Nu. O pasăre. Da, asta știi ce e? O pasăre beată? No. Bă, N-a mers. nici eu nu știu, dar mai trece una. Și hai să mai spunem o culme. Culmea notului e cu o mână să noși și cu una să dai din picioare. Cred că asta nu. Da. Asta găsim noi. O mână Bă, notăm și cu e una. bine că după toate nenorocirile care ni se întâmplă, mă, tot ne păstrăm noi simțul umorului și uite că o Da. terminăm cu bancuri, știi? Bineînțeles. Și nu ne luăm cu griji dintre astea, domnule, că să-mi fac provizii, că vine sfârșitul lumii. Și dacă vine, ce mă? Păi și Hai, câte să vină. provizii să-ți faci, frate, că dai câte, să-ți faci, unde le Da. pui. Da? Și să nu Da. uităm Și că, mai ales cum ți le păzești? bă, Cum ți le păzești de aia care n-au bani de provizii? aia e, și da, să nu uităm vorba aia românească, codru-i frate cu român. Și cu asta Bineînțeles. am zis tot. Deci, Asta i-am spus și domnului din Anglia. Băi, ia-ți copiii, scoate-i după placa aia de acolo că ți-i tâmpesc ăștia. Vino că sunt atâtea sate părăsite, da? O bucată de 3000 de metri îți ții existența și n-ai atâtea stres. Stresul e, mă, tot ce îi omoară și îi îmbătrânește pe ăștia. Stresul. bineînțeles, Ai înțeles? bineînțeles. Stresul, Corect. frica zilei de mâine e cea mai mare frică și mai sunt unii care au frica că nu mai pot, ei nu trăiesc, ei întrețin un standard care se ridice în ochii altor proști care încearcă și ei să mențină standardul. Da, și Și uite asta e, așa. asta e frica care îi macină. Ia uite, bă, ce frică am eu că nu pot să întrețin standardul. Da. Da. Na bine. Bine, Dorin. Octaviane, nu îți doresc seară binecuvântată, nici în lumină, o seară în întuneric îți doresc. Da? Și ne auzim. Și cine ne-o... Eu îți doresc o viață frumoasă, nu numai o seară. Că așa Am. cu o E seară un pic... nu se face Da, o primăvară, știi? viață. Da. Bine, dragule, Na bine. mulțumesc de primire și mulțumesc Bă, pe tuturor cum să nu? celor care Oricând ești bine primit, au ce tu crezi că dăm tuturor aici celor lingă cu care porția? au avut răbdare cu noi, le mulțumim din suflet și ne Și mai vedem. încă, da, ne vedem. Și atâta timp cât noi vom trăi, noi ăștia care am știut cum a fost pe vremea Republicii Socialiste România, o să ținem lumina asta aprinsă. O să vă spunem mereu cum a fost atunci. Poate într-un final o să pricepeți. Mă, acum să nu te aștept Și că o să încep să cânt partidul.
Nici chiar Ceaușescu, așa. România, Nu, o nu, să nu o să mă cânt. apuc să cânt astea, dar mă rog, Da, dar nici nu o să cânt. ideile Partidul rămân. Șoșoacă SOS. Bă, cred Nici că asta nu. SOS ăsta cred că trebuie să se salveze ei pe ei, că ei strigă SOS, nu Da. noi. Mai bine e să cântăm Partidul Da. Șoșoacă Ketchup. Bine, Da. Bine. Ne auzim. O dragilor. seară, o seară bună. Numai Numai bine, bine. sau o seară faină, Încă o cum dată, zic Angeleni. mulțumesc de participare. Numai bine. Noroc.